Salutare prietenii, numele meu este Surdacio și acesta este primul meu video de pe YouTube. Astăzi începem o serie nouă pe FIFA 15 Android, îi zice Back to Glory. În ce constă această serie, vă zic acum. Deci plecăm din divizia 10 cu o echipă de bronz și încercăm să facem cea mai bună echipă, să ajungem până în divizia 1 și să câștigăm titlul. Aici pe ecran aveți bonusurile pe care le primez, deci la fiecare victorie deschidem 3 pack-uri la 7500, la remiză un pack plus bonus. Dacă câștigăm titlul 3 pack-uri, pentru promovare 2, dacă rămânem în divizie un pack, iar dacă retrogradăm și pentru înfrângere, bineînțeles, niciun pack. În fiecare episod o să dau premii cuprinse între 150.000 și 300.000 de coins. Asta depinde de rezultatele echipei noastre, deci la fiecare victorie dau 100.000 de coins, la remiză 75.000 și la înfrângere doar 50.000. O să jucăm 3 pe 3 meciuri pe episod. Iar în descriere aveți regulile acestei serii detaliate mai jos. Intrăm în FIFA să începem. Suntem în divizia 10-a. Acum vă arăt și echipa. O echipa de Liga 2-a Angliei. Plus niște rezerve ce am găsit prin club. Dăm să vedem primul meci. Îl jucăm cu Viteze. Sim. Să sperăm că debutăm cu dreptul, cu o victorie pentru 3 pack-uri. Efortul îl dăm pe high. Și să vedem ce o să iasă. Ne atacă cei de la Viteze. A trecut și de fundașul stânga. Și e offside. Acum să vedem pentru primul gol. Oare? Da! 1-0 pentru echipa noastră. Maitland-Niles. Banda dreaptă. Acum Rittenberg, atacantul nostru, și este corner. Să vedem. Dempsey face 2-0. 2-0 și se pare că debutăm cu o victorie. Efortul dăm pe medium. Bun. 3-0 are Rittenberg. Foarte ușor. Bineînțeles, divizia 10-a. Cei de la Viteze. Mijlocașul central al nostru, Truslov, trece de el. Se joacă, se tatonează. Au fundaș central de aur. Ha, interesant. Minutul 34. Becker de la Viteze încearcă să-l facă, dar nu reușește. Au și mijlocaș și ofensiv de aur. Wilson, Dempsey. De la Dempsey pentru Robinson. Este corner. Ce nume are Dix? Van der Welf. Și să vedem. O pasă pentru 4-0. Nu. Întoarce la Robinson și acum Maitland-Niles. Ah, trage peste poartă. Nu-i nimic. Prima repriză 3-0. Nu cred că Viteze mai poate reveni. Dăm efortul pe low. Să nu se ducă stamina. Și să vedem ce se întâmplă. Indiferent la ce scor câștigăm, victoria e victoria și deschidem 3 pack-uri. Și la fiecare sfârșit de episod o să anunț cum se pot câștiga coinsurile. O să fie ceva simplu, deci toată lumea poate să câștige monedele. Acum avem corner și 4-0 are
Da, Robinson, banda stângă face 4-0 și avem un început fulminant. Probabil e cam plictisitor să ne uităm la aceste simuri, dar să joc e și mai nasol. Grafica nu e cea mai bună pe FIFA 15 pe Android și consider că cu simul arată mult mai bine. Dixon. Offside. Am uitat să schimb numele la echipă. Nu-i nimic, îl schimbăm în episodul 2. Sordaciu FC, bineînțeles. Sunt curios și o să ne pice în primele 3 pecuri. Un inform ar fi prea de tot, dar să sperăm, dacă nu ceva bun. Un englez, ceva. Sterling, Sturridge. Nu se știe. Mai avem 14 minute. Era să zic 24 de minute. Ritenberg și prima victorie, 4-0 cu viteze, primele 3 puncte. Nu avem nevoie de reclame. Plus 563 de coins, nu contează, deci avem nevoie de 4 victorii ca să câștigăm titlul în divizia 10. Un obiectiv realizabil. Mergem să primul pec, să vedem. Ai ceva bun? Aoleu, papa. Am uitat să vă spun din fiecare pec că avem voie să alegem doar un singur jucător și toate consumabilele. Deci, îl luăm pe Angel Rangel. Stadionul Mandorlini. Echipamentul. Toate consumabilele. Iar la astea doi le dăm quick sell. Pack-ul cu numărul 2. Să vedem, poate avem ceva mai mult noroc. Smolnikov. Traore. Mergem pe Traore, cam la fundaș dreapta. La ăștia doi le dăm discard. Și ultimul pack. Hai acum. Trasoras. Spaniol. Ne-ar fi trebuit ceva Johnny. Nu știu ce să iau. O leau pe Trasoras. Da. Contract de fitness. Acum să îi băgăm pe cei trei în echipă și să dăm drumul la meciul cu numărul 2. Deci Trasoras, Traore, Angel, Rangel. Și facem așa. O să se strice chimia. Da, nu e nicio problemă. Avem jucători de aur. Pe aceștia trei băgăm pe bancă. Ca să engleși. Și dăm drumul. Jucăm cu Unii Catolica. United Catolica. Ok, că îi zice așa, dar mai improvizăm și noi. Opa. E mai interesant așa. Traore, noua achiziție pentru Dempsey, încearcă de la distanță. Avem corner. Ia să vedem. Încearcă un shoot.
Al doilea corner. Rittenberg, omul cu golurile din primul meci. Traore, din nou Rittenberg, cearcă șutul peste poartă sau pe lângă poartă. Robinson și să vedem acum. Rittenberg dă gol din nou? Cred că da. Incredibil. Apără portarul. Au jucători fără față. E de înțeles, la Divizia 10 și la echipa aia n-am auzit niciodată de ea. În fine, era să luăm gol, dar avem și noi portar, chiar dacă e de bronz, știe să apere. Și acum Maitland Niles face, da, băiatul ăsta o bagă mereu. Îmi place așa de el. Nu ratează nimic. Angel Rangel, spaniol, din Berkeley, cred că. Parcă era Swansea acolo. Dar tot nu ne ajută la chemistry, că noi avem din Liga a doua engleză. 1-0. Dacă mergem tot așa, mai deschidem încă 3 pack-uri. Dar să sperăm că avem mai mult noroc. Ia să vedem Rittenberg. Da, deposedat. Cam pierde minci Rittenberg ăsta. Acum Baro a doua oară, băiete. Incredibil. Nu ratează nimic. Cred că este golgeterul echipei. Din episodul 2 o să afișăm și golgeterii echipei. Încerc să fac o serie cât mai interesantă, cât mai lungă, cu premii pentru voi. Din coinsurile pe care le am, aoleu, am la gol. Și 3-2, 3-1, pardon, Trasoras, primul lui gol la debut. Frumos așa. Deci să vă spun, coinsurile nu sunt pe acest cont, asta e un cont nou. L-am făcut ca să pot să încep din divizia 10-a, mai am un cont cu vreo 20 de milioane. Și o să cer să dau toți banii de-a lungul acestor episoade, că vreau să fac ceva frumos. O serie cât mai lungă, poate cu o echipă cât mai bună. Și de ce nu să ajungem până în divizia 1 și să câștigăm titluri pe acolo. Nu uitați să vă abonați, un like, un coment dacă vă place această serie și vreți să o continui. Este pauză, 3-1. Fluentes, Espinoza de la ei, încearcă să ne facă fundașul central și să vedem. Oh, avem portar, ne-a salvat de două ori în acest match. Putea să fie 3-3, nu se supăra nimeni, în afară de mine. Angel Rangel, o pasă de gol ceva, nu, pierde mingea. Acum, aoleu, aoleu. Să nu fie 3-2. Bine, bă, Jones, bă, a treia ocazie în care puteau să dea gol și ne-a scos portarul. O să țin cont de asta. Robinson, o bagi în poartă, da. Și s-a cam încheiat meciul la 4-1. Nu văd cum ar mai putea reveni cei de la United Catolica, cum le-am zis eu. Mai ales în divizia 10-a, minutul 82, noua achiziție Traore pentru Trelkid. Robinson încearcă un șut de acolo și este corner. Tepsi încearcă și el șut peste poartă. Sau Cica a lovit bar. Și mai vin 3 pecuri. A doua victorie. Să sperăm că dă ceva bun în pecuri. Hopa. Ai cu ceva bun din Anglia, ceva, un englez, un spaniol, ceva.
Santa Cruz BBVA de la Malaga. Da, pe el îl luăm. Un inform ceva ar fi prea bine din primul episod, dar nu se știe niciodată. Higuain, ha, era bine dacă era Higuain adevăratul. Quick sell, al doilea pack. Hai ei, ceva bun. Diego Milito, nu prea am ce să fac cu tine. Romagnoli, îl luăm pe el. Sigla lui Bayer Leverkusen. Consumabile, o să ne ajute. Și quick sell, al treilea pack. Acum poate ceva. Seba, bandă dreapta, Atalanta. Am putea lua și să facem link cu fundașul de la Milan. Îl luăm pe el. Aș fi luat și pe Seba, are pace bun, dar ne trebuie și puțin chemistry. Excel. Băgăm jucătorii și dăm drumul la ultimul meci din acest episod. Deci Santa Cruz, Curtic și Romagnoli. Oricum eram nemulțumit de atacant. Băgăm aici Romagnoli. Am rămas cu 66 chemistry, dar așa la început. Ca să vedem cu cine jucăm. Nu știu echipa. Ah, o echipă de argint. Lanus, nu știu de unde să știu. Deci ultimul meci în acest episod. Să sperăm că îl câștigăm pentru încă 3 pack-uri. 1-0 minutul 3, fundașul central O'Connell. Cred că e primul lui gol la echipă. Am început cum se poate mai bine acest ultim match. Poate dă și Santa Cruz un gol la debut. Rămâne să vedem. Curtic. Incredibil. A fost deposedat. Traore. Ia să vedem o intercepție. A ratat și mingea și omul. Un șut pe lângă Maitland-Niles pentru Curtic. Șutează-i corner și Santa Cruz. Dai gol? Da, 2-0. Cum am zis, Santa Cruz debutează cu gol la echipă și zic că ar fi bine să dăm pe efort low. Minutul 39. Încearcă și ei să reducă din diferență. Ia, a trecut de fundașul central. Și offside. Prima repriză, 2-0 la pauză. Doar să fie jucat meciul la pariuri. Pauză 1, final 2, să se mai întâmple ceva. Traore. Așa, O'Connell. Hop, să nu reducă din diferență. No, avem portar. Deci băiatul ăsta a scos în ultimele două meciuri
vreo 5 șanse. Să-l ajunge central cu un șut din unghi. Nu prea merge acolo. Maitland Niles. Încerca să facă și faza defensivă acum Santa Cruz. E depozitat. Trasora câștigă mingea și un șut de la distanță. Corner. Ia să vedem. Santa Cruz pentru Robinson. Mai departe pentru Dempsey. Da. Și lovitura liberă pentru echipa noastră. Din nou Robinson aruncă mingea. Praghieri de la ei încearcă să și-l faultează pe Santa Cruz. Acum Trasoras. Ouăleu, Robinson de unde trage, scoate un corner. Schimbări la Lanus, noi nu facem. Avem jucători odihniți și Dempsey pentru 3-0. 3-0 și se pare că mai avem 3 pack-uri de deschis. Acesta a fost ultimul meci din acest episod. Mergem să deschidem pack-urile. Să sperăm că dă ceva mai bun. Hai, cu un inform ceva. Bacambu, l-am pe Santa Cruz. Oho, 5 jucători. Ivan cu Elar îl iau, dar mă las pe bancă. Avem un portar bun, chiar dacă e de bronz. Mi-a plăcut cum ne-a salvat de atâtea ori. Și la ăștia dăm Quicksell. Al doilea pachet. Să vedem. Diabate. Doar atacanți, frate. Echipamentul Belgiei. Și aici ce luăm? Diabate. Avem Darida de la Hertha Berlin. Dar nu am ce să fac cu el. Îl luăm pe Diabate, rezervă. Și ultimul pack din acest episod. Poate acum. Ai ei. Kalinic, incredibil, numai atacanți. Și, opa, Sergi Roberto. Mergem cu el. Nu e rău. Spaniol, se mai face ceva chemistry pe acolo. Quicksell. Băgăm jucătorii în echipă. Și vă spun ce trebuie să faceți ca să câștig, să intrați în cursa pentru cei 300.000 de coins, deoarece am obținut 3 victorii. Deci, Diabate, Sergi Roberto și Ivan Cuellar. Sergi Roberto. Îl băgăm în centru. O, face chemistry bun. Și cu Trasora și cu Santa Cruz. Și pe ăștia doi îi băgăm pe bancă. Bun. Acesta a fost episodul de astăzi, prieteni. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Tot ce trebuie să faceți ca să intrați în cursa pentru cei 300.000 de coins este să lăsați un like la acest video, subscribe la canal și orice coment în descriere. Eu o să anunț cei 3 câștigători, că își vor fi 3, o să se împartă premiu, câte 100.000 de coins. Cred că pe Facebook. O să vă las un link în descriere și o să vă uitați acolo. Pace!